În perioada de început a creștinismului, mai precis în primele trei secole, au avut loc foarte multe persecuții împotriva creștinilor. Atât de urâți deveniseră creștinii, încât au constituit o problemă la nivelul Imperiului Roman. Astfel, persecuțiile au luat forma edictelor imperiale. Nu era permis creștinilor nici să existe. În timpul împăratului roman Aurelian, în Nicomedia, Asia Mică, Turcia de astăzi, creștinii deveneau din ce în ce mai numeroși. Lucilian, un cunoscut preot păgân, s-a convertit la credința creștină și din acel moment a încetat să mai slujească idolilor. Timp de 2 ani a refuzat să aducă jertfe lui Zeus și Ares. Și din acest motiv, comunitatea creștinilor din cetate a devenit din ce în ce mai vizibilă. Silvan, mai marele cetății, sfătuit de un anume filozof păgân, Crispus, a hotărât să intervină pentru a stopa valul de convertiri la creștinism. El a ordonat arestarea lui Lucilian. Acesta s-a ascuns împreună cu alți 70 de creștini în afara cetății. Denunțați de un anume Simeon, au fost capturați de soldați și prezentați guvernatorului Silvan pentru a fi judecați. Lucilian a fost sfătuit să renunțe la creștinism și să-și reia slujirea de preot păgân. Pentru că nu a cedat amenințărilor, a fost crunt bătut și aruncat în temniță. Acolo a întâlnit alți 4 tineri creștini, Claudiu, Ipatie, Paul și Dionisie, pe care i-a întărit în credință și i-a încurajat să rabde până la final toate chinurile. A doua zi, procesul a continuat, iar martirii creștini au fost torturați din nou. Însă aceștia au stat neînfricați în fața morții, dând mărturia cea bună înaintea păgânilor și îndemnându-i prin cuvântări înflăcărate și pline de putere să renunțe la iraționalitatea cinstirii idolilor și să accepte credința creștină. Au fost condamnați la moarte. Semnele dumnezeiești ce au însoțit sfintele lor pătimiri au înspăimântat însă pe torționari. Au fost transferați la Calcedon, iar acolo au fost forțați să se închine lui Zeus, dar nici de această dată nu au cedat. Au fost transferați ulterior în altă temniță la Bizanț, viitorul Constantinopol. Acolo au fost martirizați. Împreună cu acești sfinți martiri este prăznuită Sfânta Paula Fecioara, o tânără creștină care i-a slujit pe mucenicii amintiți în perioada prigoanei lor. Orfană de ambii părinți, Paula a folosit averea moștenită pentru a ajuta pe cei întemnițați cu hrană, haine și medicamente. A fost de față și la martiriul lor. Pentru dragostea sa față de creștini a fost arestată și, pentru că ea însăși era creștină, a fost martirizată. Sfinții martiri sau mucenici au privit mereu dincolo de suferințele trupului. Ei au înțeles că nimeni nu-i poate despărți de dragostea lui Hristos. Deși aparent au pierdut lupta cu persecutorii, sfinții mucenici sau martiri au câștigat de fapt cununa sfințeniei în împărăția lui Dumnezeu. Fiecare creștin este chemat să devină un mărturisitor al lui Hristos prin însăși viața sa de fiecare zi.